ar trebui să înțeleagă că în această bătălie pe care tu și alte sute de mii de părinți, din păcate, în România o duc, în această bătălie, voi nu le puteți câștiga aceste bătălii singuri. Voi ar trebui să fiți ajutați de specialiști, de statul român, de profesori, de medici, de să existe niște astfel de centre. Ce ar trebui să știe ei de la bătălia unei mame, din experiența ta de 14 ani, care ar trebui să fie lucrurile pe care să le știe și în momentul în care decid ceva, în momentul în care se confruntă cu astfel de situație, ce ar trebui să știe? Spune-le ceea ce consider și o să vedem în minute următoare. Este un strigăt al medicilor din România care spun că ce se întâmplă în acest moment cu cele două legi este complet greșit, este un dezastru, spune ei, pentru sănătate. Eugenia, te rog. Mi-e foarte greu, nu știu exact ce și cum ar trebui să spun sau cui să mă adresez. Este foarte clar că de la președinte, la prim-ministru, la ministrul sănătății, toți ar trebui să țină cont că ei nu trebuie excluși din societate. Trebuie ajutați. Pentru asta trebuie schimbată legea. Atâta timp cât legea nu ne ajută și nu suntem lăsați să-i ajutăm pentru că legea nu ne dă drepturi, nu avem ce să facem. Suntem legați de mâini și de picioare, iar ei sunt efectiv niște îndepărtați din societate, din toate punctele de vedere. Nu putem să internăm cu forța, nu se vrea să fie internați, nu se vrea să fie ajutați cu adevărat. Este foarte adevărat că ei, în primul rând, trebuie să vrea. Dar atâta timp cât societatea îi exclude în totalitate, n-au niciun interes să mai vrea ceva de la viața asta, nu interesează decât drogul pentru ziua de mâine. Atât. Problema este ce facem noi. Cum schimbăm legea? Cum putem să-i ajutăm cu forța dacă este necesar? Și ce facem cu dealerii, cu adevărații dealeri? Pentru că atâta timp cât există dealeri, și ei vor avea de unde să consume. Dacă drogurile ar dispărea și dealerii n-ar mai exista, ei n-ar mai avea de unde cumpăra. Și atunci probabil că și această societate, care este din ce în ce mai împânzită, și nu vorbim doar de copii, nu vorbim doar de adolescenți și de tineri, vorbim chiar de procurori, de avocați, de polițiști, de miniștri care consumă droguri. Ei fac legile. Oare le fac împotriva consumului de droguri? Împotriva dealerilor? Atâta timp cât ei decid? Spuneți. Cum să avem încredere într-o lege unde o face un procuror, un avocat și un judecător care consumă droguri? Deci se vrea ca această societate să se facă bine sau nu? Eu știu că în seara asta copilul meu mă judecă pentru că sunt aici. Are impresia că dacă am venit aici și vorbesc, chiar mi-a reproșat și mi-a trimis un mesaj în care spune că îmi fac emisiuni pe dependența lui. Nu m-ați auzit vorbind 14 ani. Mi-am făcut doar meseria. Și dacă vorbesc acum, este pentru că nu mai pot. Și el trebuie să înțeleagă asta. Eu cred că ce faci tu în seara asta e foarte important. Ce scuze, chiar problema, n-am vrut să plâng. Rost niște șervețele. Problema drogurilor a ajuns într-atât de serioasă și tu știi mult mai bine decât noi, încât asta nu poate să rămână așa. Trebuie să luptăm împreună. Voi care vă confruntați cu treaba asta, cu noi care înțelegem și trebuie să schimbăm lucrurile astea. Spune-mi și mie, de ce în atâția ani, având această problemă, s-a descoperit acum cu 2 mai, să fim serioși, știm toți, există de 10-20 de ani, deja foarte pregnant. Ce? De ce nu s-a construit nici măcar un centru? Sunt fonduri europene. Nu trebuie să băgăm nici măcar un leu, noi, ca societate, ca țară. Dar nu s-a făcut nici măcar un proiect. Sau nu s-a vrut. În Franța și în Germania, te vreau să citesc ceva.
Pentru că noi trebuie să ne luptăm pentru treaba asta până la capăt. Ca să ne salvăm copiii. Drama Eugeniei poate fi drama oricăruia dintre noi. Eu mulțumesc Dumnezeu că pe mine părinți. M-a ocolit această problemă. Câți părinți știi în situația asta? Nu știți câte mesaje. Câți îmi scriu, câte mame disperate îmi scriu. Nu știu ce să le răspund. Pentru că nu știu cum să le ajut. Îți citesc ceva. În Franța și în Germania, adictologia, da? Deci această problemă a adicției față de droguri și alte substanțe, este ramură în medicină. Așadar, în facultate, e specialiști pe adictologie. Noi nu avem atâția medici pricepuți care să înțeleagă fenomenul. Pentru că aici nu este doar, nu știu, leș de pat punct. Este un proces în care tu iei un astfel de pacient care se confruntă cu o situație complicată și pentru a-l salva tu trebuie să cunoști în detaliu ce efect dau acele substanțe, care sunt fazele și să le știi în detaliu. Cum se duc foarte mulți și își fac rezidențiate și specializări afară, că e în oncologie, că e în chirurgie, că este în mai știu eu ce, de ce nu s-ar duce să facă specializare și pentru asta? Dar oare se vrea?